Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking Roleplay. Dacă vă place și mai vreți episoade, nu ezitați să apăsați pe butonașul de like, să strângem la acest episod câte like-uri, mă, să strângem noi. Hai 300 de like-uri, dacă strângem 300 de like-uri o să mai postăm. Mergem acum la o pădure din dreapta de aici. Ne băgăm aici în parcare, la o pădure horror. Să vedem și noi ce se află. Unii spun că ar fi bântuită, eu nu cred în așa ceva. Dacă mai vreți episoade, să-mi scrieți în comentarii și eu vreau ca în episodul viitor să vă fac o surpriză, pentru că vreau să tunez acest seria 1. Așa. Ne băgăm aici, o parcăm aici frumos. Așa. Oprim motorul. Frumos. Punem pe P. Ne dăm jos. Așa. Încuiem. Și hai să vedem ce este în această pădure. Trebuie să trecem balustrada asta de aici. Dacă și pot. E puțin enervant că nu merge să treci așa. Că nu pot eu să sar. Așa. Sunt seria 1 acolo. Așa. Vedem pe aici mulți pomi. Mi s-a făcut pielea de găină, pentru că e destul de horror aici. Și na. Bun, și nu o să vizităm doar pădurea asta, o să vizităm și pădurile de pe partea cealaltă. Că unii zic că sunt horror aceste păduri, eu nu cred în așa ceva cum am spus. Acum să sperăm că nu e nimic, să nu dau de urs ceva, pentru că e nașpa. Știi? Bă, uite, mai sunt foarte, foarte rare mașinile pe aici. Având în vedere că este și noapte și este și coronavirus, abia mai dacă mai vezi una, două. Și pe autostradă. Păi și am zis, hai să mergem, dar nu știu dacă o să fie ceva. Mie deja mi s-a făcut un pic frică, pentru că e destul de horror. Trebuie să ziceți și voi. Nu vreau să mă îndepărtez foarte, foarte mult de mașină, pentru că e nașpa. Dacă e așa. Haideți să și ne întoarcem, să mergem și la celelalte. Eu zic că... Deci e destul de horror, frate, pe aici. Dacă vreți să veniți, autostrada... Cum să veniți, nu știu cum e autostrada asta pe aici. Cred că unii dintre voi știți. Sau cred că toată lumea știe. Vă băgați aici în parcare și vă uitați în pădurea asta. Mie nu mi se face frică. Deci, nu știu... Puneți cum am spus că e bântuită, dar acum nu știu ce să cred. Cum am spus, eu nu cred în așa ceva, mi s-a făcut, cum am spus, pielea de găină. Am zis găină de m-am plictisit. Mergem la seria 1 al nostru. Deci cum am spus, în următorul episod o să-l vedeți tunat, blan acolo. Hai să... Și sărim. Să văd dacă și pot. Da, hai că pot. Hai că merge dacă e. Bun. Haideți să ne și urcăm. Așez eu repede GoPro și ne vedem direct în mașină. Bun. Și băi, fraților, am uitat să vă mai zic încă o dată. Am uitat să mai zic încă o dată cu mine asta. Nu v-am zis mare Hristos a înviat. Deci Hristos a înviat și un Paște fericit să-l petreceți. Bine că asta e ultima zi de Paște, dar totuși să sperăm că ați petrecut Paștele foarte, foarte bine. Eu destul de ok. Na. Mergem acum pe după
ăsta, după tunelul ăsta, este o pădure. Deci, uitați-vă și voi, este... sunt foarte, foarte rare acum, trec foarte puține mașini. Oamenii aia nu știu ce fac acolo, dar e ok. Hai, ne plecăm și pe banda a treia, nu mai pe a doua asta. Deci îmi place mult de tot serialul ăsta. O să vedeți voi, o să-l facem blană. Așa. Deci sunt multe păduri din astea stranii pe autostrada asta. Na, acum nu știu dacă este real ce se aude, că e pântuită sau nu. Dar mi-a venit și mie așa o idee și am zis, bă, hai să mergem pe asta pe aici. Bă, eu să las motorul pornim, mă. Nu știu. Hai că nu-l las, hai să-l oprim. Ne vedem drept în afară. Bun, am încuiat și o seria 1 și hai să mergem în pădurea asta. Asta e mult, mult mai creepy decât cealaltă. Adică uitați-vă și voi cum e. Bă, sper să nu fure cineva. Nu o fură, că am încuiat. Chiar o să venim. Așa. Chiar o să încerc să vin cu un SUV pe aici. Să vedem. Și chiar o să și filmez atunci. Deci o să vin cu un SUV în următorul episod. Să băgăm aici o leacă. Vedem și noi despre ce e vorba. Cu mașina. Bă. Bă, mi se pare mie. What? Bă, a fost ceva acolo. What? Bă. Bă, ești prost. Dacă vedeți acolo și în depărtare, a fost ceva, ori mi s-a părut mie, ori a fost un pom, ori a fost ceva acolo. Dar dispărut nu mai e. În fine, este foarte, foarte senin afară, după câte puteți vedea. Uitați-vă și voi ce creepy e, bă. Deci uitați-vă și voi ce creepy e. Voi ați venit aici dacă ar fi așa să veniți singuri. Eu am venit singur că n-a avut cine să vină, că e 1 dimineața când filmez eu. La 1 dimineața m-am găsit și eu să vin la în pădure aici. Dar totuși este destul de blană, hai că e blană dacă e. Mi-e puțin frică, cum am spus. Uliu. Hai să mergem și pe aici. Bă, deci uite-te și tu ce creepy e, bă. Dacă mai vreți, cum am spus, episoade, poate să mai aducem pe cineva cu noi. Să vină aici cu noi prin pădurea asta bântuită, ciudată. Așa. Bă, dar e, cum am spus, e creepy rău să veniți și voi să vedeți dacă mă credeți. Deci e creepy rău de tot. Deci nu știu cine ar putea. Da, bă, uite, să facem un SUV pe aici. Iau eu un SUV de la mai prăpădit așa și venim cu el pe aici. În următorul episod urcăm cu asta pe aici. Nu știu, un Ford Raptor, cred, nu un Ford Raptor, cred. Apropo, nu mai am Ford-ul Raptor Baja, ăla. Nu mai am foarte multe mașini pe care le-ați văzut la mine în episod. Nu, de exemplu, F90 am făcut video când l-am dat. Bă. Nu știu, simt așa că mă urmărește cineva. Adică, da. E lanul de urs. Păi bun, bă, fraților, aici vă las și eu, dacă v-a plăcut. Și mai vreți episoade, să strângem, cum am spus, 500 de like-uri. Eu, 300 de like-uri. Eu am fost The Gram și o să ne vedem data viitoare. Salut!